هنا. بونا بونا كالين، بونا أوريليا، بونا أني. بونا ألكساندرا، تشي فاتشيتي. Vreau să vă vorbesc despre ceea ce promovez și să vă arăt și un mic experiment despre calitatea produselor noastre. Și eu vă salut. Bună, Lari. Bună, Carmen. Am întâlnit diverse persoane după live-urile pe care le-am făcut, sceptice în legătură cu calitatea produselor pe care le promovez. Mi-au spus, cum ai putea tu să demonstrezi că aceste produse sunt așa naturale și așa minunate cum susții? Că am înțeles, se pare că nu este suficient transformarea pe care am făcut-o, pozele pe care le pun și live-urile pe care le fac nu sunt suficiente și acele persoane mi-au cerut mai multe, să spun, demonstrații. De fapt, au spus că vor să vadă cum aș putea să demonstrez că aceste produse sunt naturale. De aceea, eu am ales betadina, paharul cu apă și băutura pe care o folosesc dimineață și seara, aloe drink cu miere, detoxul meu principal, produsul meu principal din programul detox, pe care îl folosesc dimineața pe stomacul gol și seara înainte de culcare. Bună, Luiza! Bună, Mariana! Eu am pierdut foarte multe kilograme în urma acestui program și tocmai de aceea îl și promovez. Bună, Liz! Da, tocmai ce am spus, Ane, că vreau ca să vă arăt un experiment cu betadină și cu produsele noastre. Produsele noastre, eu am ales dintre toate gelul de aloe și betadina și aștept să se strângă puțin, nu știu, măcar 20 de persoane ca să pot să vă arăt într-adevăr cum acționează produsele noastre în organism. Îmi cer scuze că sunt așa îmbrăcată de casă, dar fiind atât de târziu, fiind undeva 9, cred că este 9 seara, și urmând peste o oră jumate să mă bag la somn și nu plec nicăieri, am considerat că nu este deranjant pentru nimeni să apar în capotul de casă. Bună, Oana! Te pup! Așa cum v-am vorbit de fiecare dată despre aceste produse pe care le-am descoperit acum un an, în seara asta vreau să vă demonstrez calitatea lor. Vreau să vă demonstrez printr-un experiment cu betadină. Eu v-am spus, mă folosesc în continuare. Mulțumesc frumos, Călin. Am folosit produsele acestea anul trecut, timp de o lună și jumătate, și atunci am reușit cu alimentație sănătoasă, deoarece am înțeles în ce constă acest program. Tocmai de aceea, fiind detox, am dorit să am și o alimentație cât mai sănătoasă și am înțeles cât de naturale sunt aceste produse, ci nu pot să le consum, nu le pot introduce în organismul meu
dacă nu elimin toxinele. Și nu pot să am o alimentație proastă și să consum aceste produse, pentru că nu ar fi corect față de corpul meu. Da, și anul trecut, cum vă spuneam, eu am reușit să pierd într-o lună și jumătate 9 kg, care pe mine mă chinuiau, mă deranjau, pot să spun, atât la serviciu cât și în timpul liber. Și în urma acestui program, am reușit să pierd acea greutate, mi-am căpătat energia de care aveam nevoie. Bună, Elena! Și acum doresc să le promovez, să le arăt tuturor persoanelor care cu siguranță doresc să piardă în greutate și mai mult de atât doresc să se mențină, să-și mențină greutatea la care vor ajunge. Eu am ajuns la o greutate, v-am spus că am pierdut aveam 83 de kilograme și am pierdut 9 kilograme și doresc să mai pierd 4 kilograme pentru că eu consider că la înălțimea pe care o am, greutatea de 70 de kilograme ar fi o greutate perfectă pentru mine. Știu că multe persoane spun, nu, e ok, rămâi aici la această greutate, că ai slăbit, arăți bine, te-ai subțiat foarte bine la față, talia, brațele, picioarele, chiar arăți minunat. Dar vreau să ajung la 70 de kilograme și atunci o să continui cu stilul de viață pe care mi l-am implementat sănătos, cu mâncare cât mai sănătoasă, nu o să mai experimentez fel și fel de combinații care nu-mi fac bine. Bună, Mariana! Bună, Michi! Bună, Cristina! Și de aceea le folosesc. De aceea mă folosesc în continuare. Dar cred că, deoarece știu cât de importante sunt fibrele pentru organism, mai ales pentru în perioadele când vrem să mâncăm un pic, v-am spus, când mergem în oraș și nu suntem atenți la alimentație. Eu o să merg în continuare cu Real Fibre, deoarece mă ajută foarte mult în momentul când nu sunt atentă și sunt om. Și cu siguranță o să mănânc o felie de pizza, probabil, nu știu, o mâncare gătită într-un restaurant. Atunci o să mă folosesc de Real Fibre, de prietenul meu, prietenul meu cel verde, pot să-i spun. O să-l iau cu mine și cu siguranță înainte de masă o să consum Real Fibre și el o să se ocupe de mâncarea, să spun, nesănătoasă, de mâncarea care va fi foarte grea pentru organismul meu să o digere și pentru colonul meu să o elimine. Bună, Doina! Mulțumesc că mă urmăriți și ok, atunci o să vă arăt. Nu știu dacă se... Da. Eu folosesc Real Fibre, deoarece mă ajută foarte bine, dar la fel, Aloe Drink este minunat dacă suferi de constipație, dacă în urma alimentației suferi de această problemă, ce anume tranzitul tău este foarte lent și te constipi foarte des. Eu dimineața, pe stomacul gol, primul lucru pe care îl fac după ce îmi fac toaleta, vin, îmi pun un păhărel din aloe și îl beau pe stomacul gol, urmând ca timp de 20 de minute cât îmi pregătesc micul dejun să îl las să acționeze, ca el să meargă în colon și să facă curățenie. Exact ăsta e termenul, să facă curățenie. Eu am ales betadina pentru astăzi, paharul cu apă, sper că se vede, nu? Bună, Coralia! Acesta este organismul nostru, acesta este colonul nostru, betadina, putem să o numim că... Aici sunt rezidurile noastre. Și vreau să vă arăt cum acționează acest gel.
cum acționează el în organism. Uitați-vă că nici măcar probabil se vede, nu? Nici măcar nu am amestecat. Nici nu e nevoie să mai amestec. Nu am ce să amestec pentru că deja colonul nostru este curat. Toate rezidurile, ci doar un căpăcel. Închipuiți-vă într-o lună, dacă îl folosiți, o lună. Dacă folosești această băutură minunată, cum te simți? Cum te simți? Eu cred că sunt cea mai bună, cum să spun, pe mine, puteți să observați foarte bine această transformare. Eu v-am zis că le-am folosit pe toate patru, timp de o lună. Bună, Vali! Și acum, nu numai că am pierdut greutatea pe care doream să o pierd, dar acum sunt alt om, sunt altă femeie. Altă femeie cu mult mai multă încredere în mine și cu o energie fantastică. După cum vedeți, colonul este curat, perfect. Exact așa v-am spus, exact așa arată un colon cu o alimentație de care nu ești atent, pur și simplu mănânci haotic și așa devine colonul nostru, cum era paharul cu betadină. Aceasta este calitatea produselor. De aceea am intrat în acest mini live, pot să spun că nu o să stau foarte mult. Și deoarece înainte să intru în live am primit două mesaje pe Messenger, două doamne mi-au scris că ar dori să știe mai multe despre aceste produse, dar vor să le demonstrez calitatea lor. Cum pot eu să demonstrez că aceste produse sunt naturale și că le ajută? Și le-am spus, ok, doamnelor, vă rog frumos să fiți, să rămâneți pe Facebook, că o să fac un mini live ca să vă demonstrez calitatea acestor produse. Eu am crezut și cred în continuare în ele, le-am studiat la început foarte puțin, doar ce scria pe etichetă, dar faptul că ele veneau din partea unei prietene, m-am gândit, niciodată o prietenă n-ar putea să-mi recomande ceva de calitate foarte proastă. Nu putea prietena, știind că eu doresc să pierd în greutate, să-mi recomande niște produse care nu sunt naturale. Nu ar fi putut să facă așa ceva, deoarece noi avem o relație de peste 15 ani de prietenie, ne cunoaștem din perioada copilăriei și avem foarte, foarte multe amintiri împreună și tocmai de aceea îi mulțumesc pe această cale pentru produsele pe care mi le-a recomandat. Eu v-am spus, acest gel minunat, foarte multe persoane care l-au folosit au scăpat de gastrită. Pentru că el este cu miere și acționează foarte bine la nivelul epigastrului. Iar de Real Fibre v-am spus, nu am cum să mă despart, pentru că o să fac și eu mici greșeli ca orice om și o să mai mănânc când ies în oraș anumite mâncăruri care nu se vor împăca cu colonul meu. Și atunci voi avea nevoie de Real Fibre ca să se ducă și să scoată toată mâncarea, bineînțeles, pe care o voi mânca atunci când voi ieși în oraș. Pentru că acasă sunt foarte atentă la ceea ce mănânc, după cum ați observat pe pagina mea de Facebook, ce postez zilnic, micul meu dejun, prânzul, cina. Dar cina mea în continuare este înlocuitorul de masă, vegan plus, deoarece v-am spus, vreau să pierd încă 4 kg. Vara este aproape, mai avem decât o lună și jumătate. Și vreau ca imediat ce începe perioada de vară, și cu siguranță urmează o nouă vacanță,
undeva la mare, la soare, ocean, până alt continent, nu știu pe unde mai plec, dar îmi doresc foarte mult să plec cu 70 de kilograme. Și știu că voi reuși. Așa cum am reușit să le dau pe aceste 9 kilograme să scap de ele într-un timp relativ foarte bun, mie mi se pare 6 săptămâni, este un timp bun să dai 9 kg și știu că așa se va întâmpla și cu aceste 4 kg de care vreau să scap. De aceea nu mă grăbesc și mă folosesc în continuare de produse, de acest ceai pe care îl consum dimineață și la prânz, după mese. Aceste vitamine, minerale, săruri de care avem nevoie cu toții, pentru că, din păcate, din alimentația pe care o avem, fructe, legume, nu avem de unde să le luăm, că nu sunt naturale, știți foarte bine că sunt foarte multe injectate. Eu mă folosesc de ele și am cliente care îmi trimit mesaje și îmi spun: datorită acestui complex, nu mai am dureri de cap. Și mă simt foarte bine și am energie, pentru că el drenează foarte bine, el acționează bine pe partea ficatului și pe partea renală. Este foarte, foarte bun, v-am spus, pe partea renală și ficat. Pentru ficat este nemaipomenit. Eu cu aceste produse și cu acest minunat aloe, mă simt super. Tranzitul este foarte activ. Nu am probleme, energia este și ea la cotă maximă. Seara mi-l locuiesc cu shake-ul meu cu Vegan Plus, pe care eu mi-l prepar cu lapte vegetal, pentru că m-am spus că îmi place mult mai mult laptele vegetal decât cel de animal. Și îmi permit ca dimineața să am un mic dejun bogat, cum îmi place mie, la prânz să mănânc la fel o masă bogată, poate de multe ori să mănânc și două feluri, dar foarte mici, pentru că m-am obișnuit, prin urmare, datorită acestui program detox, cu siguranță talia s-a îngustat foarte mult, a devenit foarte, foarte subțire și automat nu pot să mai mănânci cât mâncai înainte. Deci nu pot să mai mănânc, chiar dacă aș dori să mănânc și felul 1 și felul 2, nu pot. Dar în momentul v-am spus, când exagerez cu mâncarea, aici este Real Fibre care mă ajută și nu lasă ca mâncarea, combinațiile proaste, care, bineînțeles, pe care cu siguranță le voi face, că asta este, suntem oameni și a greși e ceva natural, el mă ajută și nu lasă rezidurii în colonul meu. Și o ultimă idee vreau să vă mai spun și pe urmă vă las. Vreau să vă povestesc de o cunoștință de a mea, nu pot să-i spun prietenă, că nu avem foarte multe prieteni, pur și simplu m-a văzut pe Facebook și m-a întrebat despre aceste produse. Ea este o mămică cu un băiețel de 7 ani. Ea suferă de obezitate, deoarece are în jur de 110, chiar 115 kg. Este o persoană tânără, cred că mai mult de 35 sau 36 de ani nu are. Și este fumătoare, nu are mese regulate, este dependentă de Pepsi Cola. Și mi-a spus: aș dori și eu să încerc aceste produse, dar nu știu ce să fac, știi, eu nu pot să renunț la Pepsi, la Cola, și nu știu, acum și banii, că mai bine, nu știu, mănânc așa, ce apuc, decât să mănânc ce mi recomanzi tu, că mi se pare foarte greu. I-am zis: da, într-adevăr, să ai un stil de viață sănătos este greu când îți pui limite în gândire. Când pur și simplu tu crezi că a consuma Pepsi Cola și alte băuturi cu acid, care știți foarte bine experimentul cu bucata de carne și Coca-Cola lăsată peste noapte, care dimineața era pur și simplu dezastru. Exact așa acționează și aceste băuturi acidulate la nivelul în interiorul organismului nostru, la nivelul ficatului.
Pur și simplu puteți să faceți acest experiment acasă dumneavoastră, să lăsați o bucată de carne noaptea cu Coca-Cola peste ea și dimineața o să vedeți rezultatul, ca să înțelegeți cum acționează aceste băuturi acidulate în organismul dumneavoastră. Că foarte multe persoane spun, da, știi, sunt băuturi de aloe, sunt prafuri, sunt tablete, pastile, de ce să bag așa ceva în mine? Dar Pepsi, Cola, tutun, de ce băgați în dumneavoastră? Astea cum sunt? Sunt naturale? Vă dau? Ce vă dau? Ce? Vă creează dependență. Așa cum sunt și produsele de la McDonald's. Sunt făcute special să creeze dependență. Te satură pe moment, îți potolesc setea pe moment aceste băuturi și după ai senzația că vrei din nou. Cea mai bună sursă de a te hidrata este apa. Apa, ceaiurile făcute, vrei un suc, cumpărăți un fruct și fă-ți în casă. Cumpărăți o portocală, o stor și îți faci în casă un fresh și ăla e un suc. Nu știu, nu sunt de acord cu sucurile din comerț. Am consumat foarte mulți ani. Nu pot să spun că eu sunt aia sfântă și nu. Și eu am consumat foarte mulți ani. Și aveam probleme, mă balonam, abdomenul era mărit de volum, tot timpul mă constipam. Nu mă simțeam bine, mă simțeam, v-am spus, ca un balon. Și nu era normal. Și când am auzit într-un documentar, cancerul de colon este, din păcate, la un nivel foarte ridicat, deoarece nu ne alimentăm cum trebuie. Noi suntem români și ne place să mâncăm românește. Ori mâncăm mult și bine la o masă, ori nu mai mâncăm. Exact așa suntem. Din păcate, această doamnă, eu am vrut să o ajut, deoarece ea își dorea să se angajeze într-un serviciu de urgență unde nu poți să te angajezi fiind suferind de obezitate, pentru că trebuie să fii pregătit oricând să acționezi și dacă greutatea ta depășește standardul după indicele de masă corporală, Nu poți. Închipuieți tu cu obezitate să faci o resuscitare la un pacient aflat în stop cardiorespirator. Vă spun că după 5 minute de resuscitare, pur și simplu, ești ca după o oră de alergat pe bandă la sală. Este foarte extenuant. Eu v-am spus că lucrez în urgență de 10 ani pe ambulanță și am participat la foarte multe resuscitări. Foarte multe. Unele cu final fericit, altele cu final mai puțin fericit, din păcate, dar asta este viața. Dar vă spun, trebuie să aveți grijă de dumneavoastră, de alimentație, în primul rând, să vă hidratați corespunzător și să nu vă lăsați să creați o dependență față de zahăr, care imediat dezvoltă un diabet, imediat, și nu știți cât de păcătoasă este boala, diabetul zaharat, pentru că este lentă, silențioasă, și te chinuie foarte mulți ani, te distruge pe interior. Și, din păcate, această doamnă mi-a spus că a comandat, bineînțeles, produsele. Și, după câteva zile, mi-a spus, eu nu pot să urmez acest program, cum îmi spui tu, de 3 mese și 2 gustări, pentru că eu dimineața sunt pe fugă. I-am spus, și eu sunt pe fugă, și eu. Eu lucrez într-un sistem de 12 ore. Eu la ora 8 trebuie să fiu în tură, să-mi preau mașina, să ies în teren la urgență. Eu de ce mă trezesc o jumătate de oră mai devreme și îmi prepar pentru toată ziua mesele? Îmi prepar mesele, mi le iau în caserole, îmi fac ceaiul, îmi prepar ceaiul pentru dimineață, după micul dejun să pot să-l beau. Dacă știu că sunt plecată 12 ore de acasă, îmi pun într-o sticlă de un litru și am la mine și beau și dimineață și după masa de prânz și după mic dejun și după prânz îl consum. Îmi iau cu mine vitaminele pentru că mă simt cu ele foarte bine și am energie. Și automat, dimineața când mă trezesc, prima regulă, v-am spus, după toaletare, este să beau un pahar cu aloe. Și exact așa i-am spus, dacă eu pot, tu de ce nu poți? Ce crezi că eu am mai special? De ce sunt eu mai specială decât tine? Toți suntem oameni, toți avem creier, toți putem să gândim, toți putem să acționăm. Doar trebuie să ne dorim, să ne schimbăm, dorim să fim sănătoși. Și ea mi-a spus, da, dar eu nu pot să renunț la Coca-Cola pentru că dimineața prefer să mănânc un covric pe fugă. Când merg la serviciu, mi-au un covric de la patiserie
și fumez o țigară și beau Coca-Cola, iau cola la 0,5 și mă simt foarte bine. Zic, da, te simți foarte bine pentru că ai băgat carbohidrat în tine, ai băgat zahăr, ți-a dat senzația că te-ai săturat, ai păcălit stomacul, l-ai umflat acolo cu ceva nesănătos și pe urmă, la prânz nu o să mai mănânci pentru că nu o să-ți fie foame și vei ajunge seara, la 8, la 9, la 10, la cât ajungi tu de la jobul pe care îl desfășori. Și în momentul respectiv o să dai ea în frigider și o să mănânci tot ce prinzi, tot, 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 o să ras tot. Și o să spui de ce nu slăbesc, de ce nu sunt sănătoasă, de ce nu mă simt bine și de ce peste ani și ani XY a făcut cancer de colon, cancer, 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 știi? Cancer de plămân sau cancer de altele, că fumezi, că mănânci, că faci. Asta e. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest live al meu în care v-am demonstrat, demonstrația a fost pentru acele doamne sceptice care au spus că vor să vadă calitatea produselor și le-am spus, doamnele mele dragi, eu sunt rezultatul cel mai bun, eu m-am transformat, eu sunt altă femeie. Eu, în urmă cu un an, nu arătam de 3, anul trecut aveam 34, anul ăsta 35. I-am spus, nu arătam de 34 de ani, arătam mult mai matură din cauza kilogramelor pe care le aveam, ci din cauza că fața mea era mult mai umflată. Deci eram plină, plină de toxine. Acum m-am subțiat, mă simt foarte bine, scaunul este regulat, mănânc tot ce vreau, dar sunt atentă la alimentație. Mănânc dimineață, am gustarea între mese, mănânc prânzul, am seara cina asigurată și mă simt foarte, foarte bine. Somnul este magnific. Ce pot să vă spun? Dacă sunt persoane interesate care vor să intre în acest program minunat, să piardă greutate, să aibă energie, eu aștept să mă contacteze. Puteți să-mi distribuiți acest live dacă... Bună, bună, Bea, te pup! Dacă vi s-a părut foarte interesant ce am spus eu, și cu siguranță vi s-a părut pentru că sunt sigură, că știu ce vorbesc, vă rog să-mi distribuiți acest live ca să vadă cât mai multe persoane. Îmi doresc foarte mult să ajut cât mai multe persoane să pierdă în greutate și să se mențină. Pentru că minunăția acestui program este nu numai că pierzi în greutate, dar te menții. Te menții. Rămâi acolo unde ai ajuns și te simți minunat. Mulțumesc mult, o seară minunată și vă pup!